vreau să intru într-o detaliere a spectacolelor, pentru că așa am făcut întotdeauna, am preferat să invit lumea la teatru. Cred că e ca în iubire. Ea trebuie să manifeste. Degeaba o teoretizezi. Iubirea nu poate fi teoretizată. Drept care eu nu pot să spun, dacă ți-aș oferi o floare, tu sigur vei fi mult mai tandră cu mine. Nu, cred că mai bine ți ofer o floare și atunci acțiunile se petrec una după alta. Așa e și cu teatru. Eu cred că nu trebuie să fac efortul de a demeni publicul, veniți, numai așa, dacă ați ști că de fapt n-ați mai văzut, știți, da? Îl las pe el să descopere și iată că Teatrul Metropolis, în mai puțin de un an, pentru că pe 1 noiembrie vom împlini un an de când ne-am înființat, are deja publicului fidel. Iată că deja există sistemul de abonamente, sunt oameni care și-au cumpărat abonamente tocmai pentru că vor să vadă fiecare producție nouă pe care Teatrul Metropolis o propune, pentru că asta a fost, dacă vreți, lucrul la care am ținut cel mai mult. Calitatea. Subiecte diverse, că de-aia mi-am și numit proiectul de management Teatru Hipermarket, adică omul poate să aleagă brânză Rochefort, poate să aleagă brânză Telemea, are această posibilitate de a alege. Trăim totuși în democrație, deci ai posibilitatea de a alege. Dar subiectele toate sunt, și toate textele, și regizorii, și actorii, sunt, după cum vedeți, texte importante, regizori foarte creativi și cu personalitate puternică și mai ales actori care știu să simtă și să trăiască, să comunice sentimente și stări reale. Deci nu să falsifice, nu să facă teatru. De anumite și sala de teatru, după cum știți, nu permite, fiind o sală mică de 150 de locuri, n-ai cum să minți, pentru că actorul e la tine, bă, acolo, la doi pași. Deci n-ai cum să minți, lacrima e lacrimă, e autentică, nu poți falsifica lacrima aici. Nu te poți ascunde în spatele distanței. Vă repet, sunt 14, dar ar trebui să le înșir pe toate. Și nu știu cu care să încep ca să nu supăr, pentru că toate sunt foarte bune. Și atunci, nu știu, aș începe totuși cu doamna Olga Tudorache și atunci vorbesc de pește cu mazăre. Oana Pelea, buzunarul cu pâine, în rolul victimei în regia lui Felix Alexa. Spectacolul celălalt, No One, Opposite Attract, Jocul de adevărul, care s-a jucat luni cu sala arhiplină, Crimă la Howard Johnson, nu știu, deja eu am început să pierd șirul de spectacol, pentru că întotdeauna eu visul în nopți de vară, spuneam ajutorul și femeia dinainte, sunt în discuții pentru viitorul proiect, și anume Hamlet, se va face aici, în regia lui Laszlo Bocsárdi și cu o distribuție de primă mână, evident. Un proiect foarte interesant și foarte important, tot așa manifest, apropo de a fi sau a nu fi. Evident, vă pot nominaliza că așa va monta Alexandru Tocilescu, sfârșit de partidă, sau pot spune, nu știu, că va monta din nou Felix Alexa, pentru că a avut un succes. E un teatru plin de activitate, credeți-mă.